întrebare de 5.000 de puncte în viață. De câte ori poți să te întâlnești cu o persoană? Să vedem. La școală până în clasa a treia. Plecam. Începea. Pa! Pa! Pa, 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 pa. Bye, bye! Până în clasa a treia, când i s-a furat penarul, sau s-a stricat stiloul, și s-au mutat și unul și celălalt. Trece viața. Mai departe, trec ani. Și ajungem la ceva interesant. Ea la mare vindea gogoși la steaguri la Neptun. Eu side by side și frigidere și toate cele. Da, domnul. Din întâmplare, aveai nevoie de schimba niște bani. Pe unde să te duci? La gogoșerie. Din nou, ceva interesant. N-am ce să vă dau. În rest, vă dau această bombonică. Pa! Bun. Trece viața mai departe. Așa că ajungem la altă chestie. Te duci la terasa de la colț, de stradă. Interesant, nu? Și vreau și eu două bere și un popcorn făcut la cuptorul cu microunde. Ups, s-a aduce popcornul de cam scump. Trece viața mai departe. Mai rumegăm și mai mult și ajungem la ceva și mai aparte. Te duci la muncă. La un job. Și începe. Ia începe. Ca un semafor. Iar eu rămân perplex din nou. De ce? Ghiși de ce? De data aceasta facem o echipă la muncă, teoretic, până când de la pa, pa, gogoși cu bombonică, bine, nu, că nu sunt gogoși cu răboși. Așa, popcorn scrum. Așa, ajungem la actualul loc de muncă și ajungem la să te fută puricii, să te fută nimții și toate cele. Ca ce? Ca ai fost și pe acolo și pe dincolo și mă calci pe bătătui. Sau nu te suport din clasa 1, când zice pa, pa, o să mă bată mama că mi s-a furat penarul și m-am mutat. Sau când a băgat pe gât gogoașa și mi-a aruncat după ea, cu ea de pe mine, știi?
Cu bomboana sau cu bombaș. Ce nu în ultimul rând? Popcorn scrum. Și să nu uităm și celebra înjurătură, să te fută nemții și purici. Și eu, săracul, merg pe stradă și încep să te fută puricii, nemții. Ți-am adus niște popcorn scrum. Ți-am dat în loc de rest bombonică la gogoși. Și ci s-a șutit și pe Naro și ai fost certată că n-ai luat nota 10. După care, mâine păi mâine spune că domnișoara nu are cum să se angajeze nici oriunde. Deci nu are. Dacă o fi făcut la fel și la alte persoane și vă dau o gumă orbit ca magazinul de vis-a-vis, că n-am să vă dau restul, 50 de bani. Așa. am uitat să vă aduc berea care trebuia, v-am adus altceva. Să mai știu ce. Și pe care se supere pe mine și mă jură de să te fută nemții, să te fută puricii. Adevărul că să te fută puricii, interesant. Un purice mic, cât unghia, a fost înălită mai lung. Interesant. Cam asta este viața. Să plâng sau să râd? Și sunt cu cineva mai bun decât tine, sau mai știu eu ce.